Bună, sunt Irina Stănescu și ea este Irina Ionescu, arhitecte. Și vă prezentăm o lucrare făcută de biroul nostru, City Project Architects, din zona Floreasca. Am avut posibilitatea să abordăm foarte scenografic acest apartament și să acordăm o pondere mare elementului de design. Este și funcțional în același timp, dar aici am avut o libertate mult mai mare de desfășurare. Am vrut să imprimăm o amprentă masculină apartamentului și atunci ne-am permis să mergem pe culori închise, dominant închise și cu câteva elemente de design, câteva obiecte de impact. Apartamentul are în jur de 200 de metri pătrați și prin layout-ul inițial mi s-a permis ca mai mult de jumătate din acest spațiu să fie alocat zonei de zi. Dimensiunea și deschiderea living-ului, suprafața asta mare, în primul rând la living, ne-a permis să mai folosim un element de impact interesant. Am inversat culorile și am mers pe o culoare foarte închisă pe tavan, pe pereți și am compensat cu o pardoseală deschisă la culoare. Am mers pe foarte multă piatră, este această combinație de piatră albă și o piatră neagră pe care o vedeți. Am încălzit acest material care e rece cu tapet și ne-am ajutat foarte mult de lumină ca să încălzim. Totuși piatra e un material destul de rece. Bucătăria beneficiază de o insulă centrală pe care se regăsesc și funcțiuni, avem plita și hota incorporate. Și în același timp reprezintă un punct de atracție, de socializare, de gătit. Pachetul matrimonial este format dintr-un dormitor spațios, cu legătură directă cu dressing-ul și cu baia. Unul din punctele forte ale apartamentului este rezultat chiar din construcția acestuia. Este vederea absolut superbă către parc. În momentul în care geamurile sunt deschise, natura și lumina intră și participă la tot spațiul. Și cred că vedeta, cel puțin vedeta living-ului, dar cred că poate fi vedeta întregului apartament, e un element decorativ pe care l-am creat special pentru această amenajare și pentru care am lucrat cu un artist român în strânsă colaborare pe partea de execuție, de finisare și apoi o întreagă tevatură cu aducerea acestuia în apartament. În fine, a fost o adevărată provocare această piesă de design. Viitor, prin contrast, atmosfera este foarte confortabilă, pardoseala este caldă, este mochetă, confortabilă, pereții sunt placați cu material textil, oglindă, tapet. Baia aferentă dormitorului matrimonial a căpătat un alt tip de intervenție. Acolo ne-am folosit de mozaic negru în combinație cu aceeași piatră din restul casei, mozaic auriu, ca să subliniem diferite zone ale băii, cum ar fi dușul, cada, zona de chiuvetă. Noi sperăm că v-a plăcut amenajarea pe care ați văzut-o. Mulțumim de vizită și vă așteptăm și cu alte ocazii.